Vremea urâtă se încăpățânează să nu ne părăsească. Miercuri dimineața a nins în județul Iași. În comuna Dobrovăț a fost nevoie de intervenția utilajelor pentru a debloca mașinile blocate în zăpadă. În fiecare an, iarna la Dobrovăț se încăpățânează să nu se încadreze pe contractul de dezăpezire a drumurilor județene. Și de această dată suntem nevoiți să intervenim cu utilaje proprii pentru a debloca drumul județean DJ247. În acest moment, la intervenția la domnului prefect în calitatea sa de președinte al Comitetului Județean pentru Stații de Urgență și cu sprijinul domnului director, vor veni utilaje care să ajute la deblocarea situației. Și în municipiul Iași, circulația autoturismelor a fost îngreunată de ninsoare. Foarte încărcat traficul, foarte greu. Ați circulat mai greu decât de obicei din cauza vremii? Da. Plouă, traficul e aglomerat. Eu vin din Nicolina, acolo sunt Iisus de Pideal, de la catedrala aia Iahovist sau cum se cheamă, până în Podul Roș, e plină, amândouă benzi. S-a circulat mai greu decât de obicei? Da. Noi suntem obișnuiți, nu e problemă. În zilele următoare vom mai avea parte de temperaturi neobișnuite de reci pentru această perioadă a anului. Cerul va fi în mare parte acoperit de nori, în toată Moldova se așteaptă precipitații mixte, ceea ce include atât ninsoare cât și ploaie, ce pot afecta traficul și activitățile exterioare.